nu fi bun decât pentru tine însuți înseamnă a nu fi bun de nimic. Astăzi, la emisiunea Spirit Sportiv, dorim să promovăm, să aducem în prim plan tinere talente care au făcut și sigur o să mai facă mândrie Rădăuțului și nu numai. Astfel, în studioul Cromtel, alături de noi acum, sunt 3 sportivi, 3 artiști, 3 magicieni, 3 mușchetari, chiar aș putea spune, oricum, 3 tineri care practică sporturi nonconformiste, moderne, oricum foarte cunoscut în rândul generației lor. Alături de mine, începând din stânga mea, se află Iulian Zaharie, practicant al bike trialului, urmează Andrei Bălici, luptător K1, iar în stânga acestuia este Alexandru Florian, practicant al street workout-ului. Bună ziua, domnilor! Bună ziua! Bună ziua. Bună ziua. Pentru început, aș dori să vă prezentați succint, să vă cunoască telespectatorii. Iulian, încep cu tine. Bună ziua, mă numesc Zahar Iulian, am 18 ani, sunt de Rădăuți și practic sportul numit bike trial, de aproximativ 6-7 ani. Andrei? Eu sunt Bălici Andrei, luptător K1, am 18 ani proaspeți împliniți. Alexandru? Bună ziua, mă numesc Florian Alexandru, am 16 ani, sunt practicant al sportului street workout, practic acest sport de un an jumătate. Se vede pe masă fața voastră medalii, cupe, mânuși, căști. Aș dori să îmi spui rezultatul, palmaresul tău de până acum, Iulian. Momentan dețin 4 titluri de campion național. Și am 5 locuri de locul întâi la 5 concursuri din care în diferite orașe: Oradea, Bistrița, Cluj, Arad, Iași. Și în 2014 am reușit să ajung la campionatul european, la care am luat locul 8, și campionatul mondial chiar, unde am ieșit pe locul 14. Ceea ce de 14-15 ani încoace nu am mai reușit să ajungă nimeni la un campionat mondial de bike trial. Unde s-a desfășurat acest campionat mondial de bike trial? În Norvegia. Și ai reprezentat orașul Rădăuți? România. România. Dar legitimat la un club din Rădăuți? Nu. În țară există doar un singur club afiliat la Federația Română cu ramura trial, și anume CS Voința. Urmează Andrei Bălici, luptătorul de K1. Când ați început? Ce rezultate ați obținut? Eu am un palmares destul de mare. Am început pe la vreo, 10-12 ani, cam acolo. Am început să fac karate la școală, la 5. Am făcut școala gimnazială cu domnul Coroamă Sergiu. Am ajuns să fiu cel mai mare din sală pe la vreo 14 ani și am ales kickbox. După vreo 2 luni de antrenament, deja antrenorul mi-a propus să fac un meci de amatori într-un interclub la București. Și eu n-am refuzat, plăcând un sportul de contact de mic. Am mers acolo, după ce am intrat în sala de concurs, am văzut toată lumea se uita la mine, eu mă încălzeam, m-am prins emoțiile, dacă n-am intrat în ring, deja s-o tăia tot. Și am avut un adversar cu foarte multe meciuri. Și spre bucuria mea, am câștigat. Așa a început pasiunea, drumul meu până unde am ajuns astăzi. După care au urmat meciuri de amatori, intercluburi, cam prin toată țara. Pe unde, mai concret, pe unde ai mai fost, Andrei? Zona Bucureștiului, Timișoara, Brașov, toată țara, în toate colțurile țării. În mai 2012 am participat la o competiție la București, unde am luptat semi-profesionist, deși aveam doar 14-15 ani, fără protecție, doar cu mănuși, așa. De acolo am fost selectat pentru lotul național, urmând peste vreo 2 luni, în iulie, să particip la campionatul mondial. Eu când am auzit, vă dați seama, foarte fericit. Președintelui i-a plăcut de mine, a văzut că sunt talentat și am antrenat în continuu. În iulie am mers la campionatul mondial, de unde am venit cu medalia de bronz.
Unde s-a desfășurat campionatul mondial? În Croația, în orașul Varaždin. După care au urmat meciuri la fel de amatori, am început să lupt la profesioniști, deși n-aveam 18 ani împliniți. Am învins majoritatea adversarilor din țară de categoria mea, așa că am ales să lupt la un nivel mai greu, deși vârsta nu îmi permitea. După multe meciuri de profesioniști prin toată țara, în octombrie 2013, am mers cu același lot național la campionatul european în Austria, unde am participat la categoria de cadeți 16-18 ani, categoria de kilograme 63-500. Am fost slăbit atunci vreo de la 71 de kg până la cântare aveam 62,5 cam, în curs de o săptămână, unde am adus acasă medalia de aur. Campion european, Andrei, da, Bălici. În 2013. S-a terminat anul 2013. 2014 am avut doar meciuri profesioniste. Ultimul a fost astăvară la Fălticeni. Tot așa, n-aveam împlinit 18 ani. Eu am făcut proaspăt acum în noiembrie. La mulți ani, Andrei. Mulțumesc. Adversarul avea 26 de ani. Deci am avut un adversar foarte, foarte greu. Fost boxer. Deci vă dați seama de experiența lui. Bine, și eu am experiență la 30 ceva de meciuri în palmares, cu o egalitate și o înfrângere. Și a fost meciul foarte strâns. A fost greu pentru mine. După 3 runde a 3 minute, arbitrii au decis să ne dea încă un extra round. Un tur suplimentar. Da, da, da. După acel extra round, eu am ieșit învingător. De fapt, în timpul rundei, adversarul a renunțat. L-am făcut prin knockout. Felicitări, Andrei. Mulțumesc. Alexandru, tu momentan în street workout n-ai participat la niciun concurs, dar știu că în timpul școlii ai participat la niște concursuri din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Despre ce este vorba? Păi, am participat la concursul de arte marțiale. Anul ăsta am participat la Campionatul Internațional de Kwankido, care a fost desfășurat la Botoșani. Acum 2 ani am fost tot la campionatul, am fost la campionatul național de Kwankido. Și în rest, acum la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, la gimnaziu, la clasele 1-8, am participat la atletism, la tetratlon, eram clasa 8. Ai și locul 1 cu echipa pe județ și locul 4 pe zonă. Pe zona Moldovei. Dacă cineva s-ar uita acum în studioul Chromtel, ar vedea pe masă, ar vedea o cască, ar vedea medalii, ar vedea mănuși de campion european, medalii. În fața lui Alex, lumea n-ar vedea nimic. Spune, care este obiectul lui? Obiectul lui de muncă sunt brațele lui. Făcând așa o comparație, ne ducem în Olimp, ne ducem în Antichitate și ne aduce cu gândul Atlas, care ținea pe umerii lui pământul. Și ca să fiu mai explicit, acum veți urmări un filmuleț cu ceea ce poate să facă Alexandru Florian, care sunt sigur că peste o perioadă scurtă de timp va reprezenta și el Rădăuțul, Bucovina, la competiții de profil. Așadar, din regie, filmulețul cu Alexandru Florian. Iuliane, de când ai început să practici bike trialul? Și de unde ți-a venit această pasiune? Cine te-a îndrumat? Cam acum 7 ani a început totul. Când treceam pe la statuia orașului, știu prea bine toți, unde am văzut niște băieți care făceau tot felul de nebunii, sărituri, mergeau pe roată și alte chestii. Și i-am văzut și mi-a plăcut foarte mult și am zis că asta vreau să fac și eu. Și de acolo a început pasiune. Până acum 4 ani era doar o pasiune. Apoi am văzut că se fac concursuri diferite în țară de bike trial și am început să merg și eu. Chiar mi-am inteles undeva prin 2011,
aveam vreo 15 ani, am, știu că ne-am adunat câțiva băieți rădăuți și am plecat în Oradea la primul concurs și ăla era internațional. Și am și primat pe locul 7 atunci, din 13 concurenți în categoria amatori. Apoi, în 2013, am concurat la Cupa Iașului, unde am reușit să urc pe primul podium și am luat locul întâi în categoria amatori, ceea ce era... eram foarte fericit atunci. Apoi a urmat campionatul național, unde am reușit să ies campion național la categoria juniori. Apoi, în 2014, am participat la diferite concursuri în țară, cam am reușit să ajung la toate, unde am reușit să dețin două titluri de campion național, la junior și under 23. Cam atât. Te pregătești singur? Ai vreun antrenor, cineva care te instruiește? Nu, singur. Andrei, antrenamentele le faci singur? Ești îndrumat, ești sprijinit? N-ai cum să faci antrenamentele singur. Momentan antrenorul meu este ungureanul Daniel, pe care îl laud, maxim îl laud pentru... Deci ești recunoscător pentru tot ceea ce face bine, pentru tine. Bineînțeles. E un om deosebit. Pe lângă el, mulți colegi de sală. Ai putea să iei numeri care te sprijină, cu care te întâlnești, sparring partener? Bine, sunt foarte mulți. Cine te mai ajută? Se număr, nu știu dacă e, dacă e ok, dar mulțumesc tuturor care mă ajută la sală. Lumea vede care vine acolo. Am înțeles. Te antrenezi des la sală? Acum am avut o pauză de vreo 2 luni, am avut niște probleme de sănătate, dar antrenamentele mele sunt o dată de 2 ori pe zi zilnic. Când am meci, fac pregătire specifică de 2 ori pe zi, dacă e nevoie de 3 ori. Ai, în perioada competițională, este o alimentație specifică pentru a intra în categorie, să te menții? Sau? Mai tot timpul este o alimentație specifică. Nu e chiar ok să mănânci orice porcării, mai ales că ești un sportiv de performanță. Bine, la vârsta noastră e bine să mănânci orice corpul arde grăsim și e tot ok, dar mai ales înainte de meci am grijă mai tare. Ficatul trebuie să fie curat, cum să zic așa, pentru că vă dați seama, o lovitură, 2-3 pe ficat, din cauza mâncării poți să... Am înțeles. Ai avut momente grele, meciuri, când ai vrut să renunți? Să pui genunchi pot jos? Nu pot să zic că nu, am avut... Ce te-a făcut să nu renunți, Andrei? Nu, dar ce e mai tare ăla ca mine? Sau? Deci ambiția, voința, da, din tine. Și antrenorul de la colț, vă dați seama. Și lumea care veni să mă susțină. Am avut gale, a fost la Rădăuț o gală chiar vara trecută. 2 la Fălticeni, deci am avut mulți susținători și aici în zonă. Alexandru, pentru cei care ar dori să-l vadă pe Alexandru, merg la bara de la... De ce, o frumuzache? Al cărui elev ești? Da. Te antrenezi acolo? Te pregătești? Da, mă pregătesc. Vreau să merg anul ăsta la campionatul național, care nu știu unde se va desfășura. Anul trecut a fost primul din România, care s-a desfășurat la Orăștie. Și are locul întâi, eu mers la mondiale. Street workout. Ar asculta un telespectator ce înseamnă lucrul ăsta, mai clar. E gimnastică și forță combinată. 50-50. De unde ai văzut tu lucrul ăsta? Unde ai văzut prima dată? Prima dată am văzut acum 9 jumătate, eram clasa 8, după ce am terminat clasa 8, înainte să intru la liceu, în august, în vara lui august, am văzut pe net niște băieți care mi-au plăcut și am mai strâns 3 băieți cu mine și am mers și am început să facem în spate la club la Decapați, și pot să facem singur de capul nostru. Da, am înțeles. Și? În toți am mai rămas doar eu din cei vechi și noi apar în fiecare zi, dar tot se lasă. Modele la televizor sau unde pe internet, ai văzut? Care sunt modelele tale? Care sunt idolii tăi? Sunt doar 2. Hannibal Forking, este un negru din America, și un băiat rus care este în America, Lazar Novovic. Cel mai greu element pe care l-ai făcut sau care l-ai încercat să-l faci până acum?
A fost muscle up 540 grade și am sfârșit căzând pe jos. Steagul, flag, este greu? Au mai, deja e. Pentru tine este ușor, dar dacă ar încerca să facă... Trebuie muncă. Muncă și forță. Sunteți elevi? Unde ești, Iulian, elev? Sigur că da. Sunt elev la colegiul Andronic Mătrescu, clasa 12-a. Andrei? Eu studiez la Colegiul Tehnic Rădăuț, profilul contabilitate, în clasa 12-a. Iar Alexandru? Student al liceului Hurmuzache, clasa 10. După cum vedeți, toți trei sunt elevi la cele trei colegii din Rădăuț, dar toți trei ați fost elevi unde, în gimnaziu? La școala 5. Mă mândresc cu lucrul acesta, toți trei mi-au fost elevi. Și mai mare mândrie am avut când, în decembrie anul trecut, la Gala Excelent pentru Rădăuț, doi dintre voi, Iulian și Andrei, ați fost premiați acolo. E ca o recunoștință a muncii depuse de către voi. V-ați simțit apreciat, v-ați simțit mândri atunci, în acel moment, Andrei? Bineînțeles. Deodată ce am fost invitați la gala de primire. Iulian? Sigur. Sigur. Este o gală organizată de către Nușu Andronache, un om sufletist care sprijină sportul. Aviz și tuturor celorlalți care doresc să mai facă astfel de lucruri. Pregătirea ta este, nu depinde numai de tine, depinde să ai și, și o bicicletă deosebită, specifică. Este scumpă așa o bicicletă a ta? Este destul de scumpă. Spre deosebire de celelalte sporturi, implică foarte mulți bani. De exemplu, la fotbal ai nevoie de altă pereche de ghete și câteva echipamente. Iar la trial, piesele se uzează lunar, trebuie schimbate și necesită foarte mulți bani pentru asta. Pot să zic că e un sport destul de scump. Cine ți asigură atunci aceste lucruri, Iulian? Pot să zic că mă ajută părinții, dar fac și eu destule sacrificii. Pentru am luat piesele necesare și echipamentele, tot ce am nevoie. Andrei, antrenamente grele, ai nevoie de susținătoare de efort? Antrenamentele normal că sunt grele, din moment ce îți place, greutatea aia dispare. Susținătoare de efort sunt necesare la da, vârsta aceasta? Da, bineînțeles că trebuie să ne vitaminizăm, orice sportiv de performanță trebuie să se vitaminizeze, cum e și Iulian și Alexandru. Cine ți asigură ție toate acestea, Andrei? Am diferiți sponsori care odată mă ajută mai mult, odată mai puțin, fiecare cum poate, dar de bine, de rău am găsit sponsor mai tot timpul când și le mulțumesc pe această cale. Nu pot zic că au fost sume foarte mari, dar pentru început să deschid eu drumul spre cât mai sus a fost ok. Am înțeles, ai spus că antrenamentele nu sunt grele. Am participat la un antrenament de-a tău, Andrei, făcând așa o comparație. Aduceți-vă aminte de filmul Rocky, Sylvester Stallone. Urmărim acum un filmuleț în care Andrei Bălici, luptătorul de chion, se antrenează. Sunt sigur că Rocky va fi invidios. Așadar, din regie, filmul cu luptătorul de chion din Rădăuț. Afară, Alexandru, de stadionul Eudoxiu Hurmuzache, care elev ești, unde te mai pregătești? Mai sunt locuri unde ai putea tu să te pregătești? A fost un loc, dar bările s-au tăiat și e singurul loc pe care pot să mă pregătesc. În rest, mai fac acasă. Am făcut această afirmație pentru că am avut o discuție cu managerul clubului sportiv școlar Rădăuț, domnul Viorel Stoica, și cu antrenorii de la secția de lupte, domnul antrenor și campionul olimpic Ștefan Rusu și Rusu Florin, și au spus că te vor sprijini și dacă dorești să vii să te pregătești la sala de lupte de la stadion, de la grădina zoologică. Este acolo înăuntru o bară.
elastică pe care, la care ai putea să te pregătești dacă dorești. Sunt și aparate de forță. Deci alături de televiziunea Cromtel văd că se mai găsesc oameni de suflet. Așa cum și a spus și Andrei, că sunt oameni care l-au sprijinit cu câte puțin, așa și pe tine. Ce spui? Ai dorit să te pregătești? Da, și le mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Și ei doi ne vor spune unde sunt legitimați. Tu încă nu ești afiliat la niciun club și la nicio federație. Sunt sigur că după această emisiune se va găsi un om de suflet, un reprezentant, un director, un responsabil de club care va găsi o secție să te afilieze și pe tine să participi. Că este păcat, pentru că faci un lucru deosebit. Copiii, prietenii, ce spun când te văd la bar? Păi, tuturor le place, majoritatea. Vor să fac și ei, dar încearcă așa o zi, două, după aia văd că nu merge, să-ți pleacă acasă și rămân tot singur. Dar ce te motivează pe tine? A, pun căștile în urechi și fac de capul meu. Până simt că nu mai pot și după aia plec acasă. Da? Deci o voință, da. O dârzenie. Am mai spus odată, tu ești lipovan, puternici, brațe puternice, așa este? Da. Nu renunți niciodată. Da. Sunteți legitimat? Legitimați la? CS Voința, un club din Cluj. Corect, dar de anul acesta am înțeles că la primărie te va sprijini și se va... Am făcut o cerere pentru a se înființa un club în Rădăuți, cu sportiv, și să fie și ramura trial. Respectiv. Ca să participi și Ioan Zaharie pentru Rădăuți, nu pentru CS Voința Cluj. Da. Așa este? Andrei, tu ești legitimat la... Eu sunt legitimat și la federație, și la club, și la... Da, pe Rădăuți sunt, la CSM Bucovina Rădăuți. Muay Thai, da. Da, clubul nostru e secția Dragon Muay Thai Team. Deci clubul nostru e afiliat la primărie, cum ar veni, pe municipiu. Vă mai asigură transportul, o deplasare? Din câte știu, când a fost nevoie, ne-a ajutat. Ești tu, până la urmă, ești cel mai privilegiat că reprezinți chiar și Rădăuțul, localitatea ta. În primul rând Rădăuț, apoi Bucovina, România. Andrei, ai vorbit de gala de la Rădăuț. Eram în tribună atunci, era o gala organizată de Ionuța Tudorese, ai luptat și tu și un alt fost elev de-a meu, Grijincu Iosif. Am avut așa o emoție în sală. Când lupți acasă, ce simți? A fost o emoție în plus față de celelalte gale. Am zis în gândul meu să nu mă fac de rușine. Bine, că n-aveam ce să mă fac de rușine, că eu știu ce pot. Dacă e să nu mă lupt, refuz lupta, da, asta nu mi s-a întâmplat încă niciodată. Dar vă dați seama, fiind spectatorii doar din zona mea, majoritatea au venit pentru mine și... Că-s din zonă, nu, știu că am gală, mai ales la noi la Rădăuț. Și am avut așa o emoție în plus, da. La urmă, când am văzut că domin, și asta a fost un meci greu, dar l-am dominat. Care este numele de scenă când intră Andrei Bârici? Cum îl prezintă? Până în momentul din față, The Dragon Killer. Vine de la Dragon numele clubului și Killer, că Killerul e sponsorul meu. Am înțeles. M-a ajutat de foarte multe ori și acolo s-a legat tot. Bine, dar și semnificația cuvintelor... Se potrivesc cu ringul, da. Alexandru, profesorul de la școală te sprijină, te încurajează de profil? Nu prea îmi bagă seama la de sport. Așa este, cum spui tu, într-un fel, dar la ultimele filmulețe, după ce ai început să promovezi, domnul profesor, ai văzut și domnul profesor Alex Ciopar, a fost alături de tine, da. Am vorbit cu doamna Rodica Hricor și mi-a spus de acum o să vadă o altă perspectivă. Ea vedea acest lucru ca o ceva nonconformist, modern. Înțelegi? Ceva nu le înțelegeau. Dar acum și-a dat seama că este un sport și un sport care ar putea să promoveze, să aducă faimă Rădăuțiu. Și le te încuraja. Trebuie numai să muncești și sigur vor veni și rezultatele și celelalte de la sine. Părinții ce spun? Părinții mă încurajează și ei cât pot. Sunt mândri de mine că fac sport. Se îmbină cartea cu sportul? Așa. Ești elev la Colegiul Luxor Muzache, la profilul? Matematică informatică, deci merge. Se poate face și carte și sport dacă dorim. Da, se poate.
că vorbeam de părinți, de familie. Toți dintre voi mai aveți ba un frate, ba o soră. Fratele tău practică vreun sport? Da, și el practică acest sport, bike trail. Dar... Cum îl cheamă? Nicu Zaharie. Dar el face mai mult de plăcere, nu neapărat de performanță. Bine, participă și la concursuri cu mine, dar, cum am spus, pentru el este mai mult de pasiune, nu neapărat performanță. Dar pe ție ce îți spune? Fă, Iuliane, că ești mai bun ca mine? A, nu, el mă susține. Andrei? Eu mai am și eu un frate mai mare, Cătălin se numește, dar el face sport pentru el, pentru... Cum adică sport pentru? Dar ce e bun să facem sport pentru noi? Da, bineînțeles. Dar în primul rând pentru tine faci, apoi pentru, nu? Sportul și sănătate. Să le spunem și telespectatorilor televiziunii Cromtel. Deci, dincolo de performanță, dincolo de toate, sportul trebuie să devină un mod de viață. Sportul înseamnă sănătate. Deci face și el mișcare, te încurajează, te sprijină. Bineînțeles. Bineînțeles. E fratele meu. E fratele tău. Când merg pe stradă, frații Bâlici. Când merg pe stradă, frații Zaharie. Da. Alex? Eu am soră mai mică. Cum o cheamă? Emilia. Ea face sport, face arte marțiale la Fumuzachi cu domnul Muha Edison. Și șah a mai jucat. Da, la competiții. A participat la competiții. Da, știu, mi-a spus. Și era foarte fericit. A luat locul întâi, parc. Așa este, la categoria de vârstă. Că vorbim de frați, ajungem și la familie. Tot la gala asta excelent pentru Rădăuți, Iulian, au fost invitați și părinții. Te-am văzut acolo alături de tatăl tău. Erai într-o fotografie, erai și te-am văzut fizic, efectiv, ce a simțit tatăl tău când a spus Zaharie Iulian, ți-a citit palmaresul. Vă dați seama că este foarte mândru de mine. Și eu îi mulțumesc foarte mult că cam la toate concursurile a reușit să vină cu mine și m-a susținut. Mama, tata Andrei, când ai spus, fac un sport de contact, ce s-au gândit la început? Băiatul nu da, că te lovești. Mama ne se naudă. Da, cu timpul s-a obișnuit. Tata, vă dați seama, tata unui băiat mai îndură, mai nu spune nimic, dar mama e... Logic, e mai sensibilă. O doare sufletul. Da, acum s-a obișnuit, da. Dar totuși e sport de contact, dar este o artă, nu? Până la urmă, deci nu este... Nu e chiar o bătaie. Așa, Andrei. E un sport. Este un sport. Da. Deci un spiritul de fair play, la urmă, bați mânușa, cuprins pe adversar, ridicați mâna împreună sus. Dacă vrei. Dar cam așa ar trebui să fie. Da. Alexandru? Dacă te numești sportiv, așa ar trebui să faci. Alexandru, când cobori de pe bară, musculatura încordată, acidul lactic acumulat în mușchi, devii agresiv sau ești mai liniștit? Auzi, foarte pustit și n-am chef de nimic. Nu mai ai chef de nimic. Dar îți revii și după care vii de la capăt. Da, dacă mai mergi, de ce nu? Am înțeles. Este greu să te ridici din stând pe mâini, să cobori în sprijin pe antebrațe și să te ridici? Da, destul de greu. E un element nou care l-am lăsat recent. Ce musculatură reacționează atunci? Umerii și aripioarele. Intercostale. Intercostale. Mulțumesc. Karatele care le-ai practicat te-au ajutat pentru practicarea acestui sport? Nu, dar fac din plăcere, pentru că nu. Karate sunt arte marțiale și pentru mine deja au venit obișnuit să mă duc să fac. E un stil de viață pentru mine. Mulțumesc. Luptele K1, Andrei, sunt un stil de viață? Adică în viața de zi cu zi un luptător ești? Un luptător, dar nu neapărat fizic. Corect. Trebuie să lupți... Frumos, foarte frumos ai spus, Andrei. Trebuie să lupți pentru orice. Pentru un ideal, pentru un scop. Pentru orice dorești. Dar se intervine fizic în viața de zi cu zi la tine? Sau ești un om pașnic? Bine, nu pot zic că sunt un om pașnic, dar nu-s genul să aplic pe stradă ce învăț la sală. Pentru că sunt lovituri pentru un sport, pentru o persoană nepregătită ar putea să fie fatale. Îmi place. Pentru anul 2015, Iulian, obiective? Obiective, îmi doresc să ajung... În primul rând, ca să mai explicit, încă nu știi sau încă nu ești sigur că va fi o secție la Clubul Sportiv Municipal Bucovina Rădăuț? Încă nu știu nimic sigur, dar oricum o să fiu, dacă nu o să
înființez în Rădăuț clubul ăsta, oricum o să fiu legitimat la un club afiliat la Federația Română. Dar dacă se va înființa această secție, devii de când se înființează sportiv al Rădăuțului? Sau nu? Sigur că da. Sigur că da, bun. Bine, eu sunt legitimat pentru că îmi doresc să, pentru că așa pot să particip la concursuri internaționale, și anume campionate europene, campionatul mondial și la cupe mondiale. Pentru 2015, care ar fi aceste competiții? Sau? Îmi doresc foarte mult să ajung la campionatul european și mondial. Unde se desfășoară și când? Campionatul mondial, din câte știu, se va desfășura în Andorra, iar campionatul european încă nu știu sigur. Încă nu s-a stabilit calendarul. Andrei, pentru anul 2015? Încă n-am nimic planuri, dar sper că anul ăsta să ajung undeva sus. Categoria 63,5 kg no, sau am, ai urcat? Am urcat. Deci, având 18 ani împliniți, că ai spus așa? Am în jur de 73 kg. 10 kg, așa, mult. Forță mai mare? Bineînțeles, cum și urci, crește și forța, nu? Dar și șocul lovitorii este mai mare, Andrei? Logic. Sau asta nu te sperie? Cum să nu te sperie? Dar nu o să lupt la 73, că sunt categorii de 67, 69, 70. Faci slăbire. Și la lupte greco-romane, la fel să faci slăbire. Așa e specific la noi. K1 intervine și lovituri cu brațele și cu picioarele. Lucrezi specific pentru fiecare parte? Să vă spun, K1 este o regulă. Sportul se numește kickbox și K1 e o regulă. Kickbox e un sport în care lovești cu brațele și cu picioarele, iar regula de K1 îți permite să lovești și cu genunchiul. Te pregătești specific. Tehnică de brațe, tehnică de picioare, sparing înseamnă luptă cu partenerul, bine, cu protecții mari la sală, sparing de brațe, sparing de picioare, circuite de forță pentru brațe, pentru toți mușchii corpului. Te-am văzut dând la palmare într-o zi și cu Falco, dădeai. Da, este un om care mă ajută foarte mult și mulțumesc pe această cale. Alexandrule, 2015 să participi la competiție de nivel național. Da, la Street Workout și la Kwangido. Și la Kwangido? Da. Când este această competiție? O să fie în mai, dar nu știu încă sigur unde o să fie. Din câte știu, ar trebui să fie la Iași. Înțeles. Kwangido acolo, colegi, alături de domnul antrenor? Da, este Adrian Gheorghean Paul, centură neagră, luat anul ăsta. Și încă un prieten, colegasca Sebastian. Practicând orice sport, devii mai organizat, mai sigur pe tine, mai serios, mai responsabil? Da, se aplică și regula asta. În toate cazurile se aplică. Am înțeles, artiștul. Am spus trei artiști, trei magicieni. Ca să fiu explicit și să nu spună lumea că nu mă spun așa, aș dori să-l vedeți pe magicianul Iulian Zaharie, făcând așa o comparație, așa cum Gheorghe Zanfir mânuiește naiul, așa o să-l vedeți pe Iulian Zaharie în filmulețul următor, cum mânuiește bicicleta. Așadar, din regie, filmulețul cu un artist. Uitându-vă mai bine la, eu am spus, tinere talente, dar dacă vă uitați la fizicul lor, sunt niște
Bărbați în toată firea? Ați cochetat poate cu modelingul? Da? Te-am văzut eu, Leane, la paradă. Nu? Te-am văzut la o singură dată, de modă. O singură dată am fost chemat la o prezentare de o ținută. Bellissima se numește. Nu-i mai dăm numele, da? Deci practicând sportul, faci un fizic frumos, Andrei, și poți să fii o gardă de corp, poți să fii un prezentator. Bineînțeles. Corect. Avem nevoie și de carte și sau numai de sport? Eu zic că avem nevoie și de carte. Alexandrule, încă nu ai cochetat cu prezentare, pentru că fizicul ți-ar permite. Ce v-ați dori voi personal pentru anul 2015? Ai vreun gând? Eu îmi doresc să ajung la toate concursurile organizate și din țară, atât cât și din afară. Asta îmi doresc. Luptătorule? Eu sincer să vă spun, în 2015 vreau să ajung în Super Combat. Ce înseamnă Super Combat? A doua gală de K1, cea mai tare din lume. Prima e Glory, circuitul Glory, și a doua Super Combat. Ai vreun idol? Remi Boneaschi e mic copil pe lângă Andrei Bălici. Idol am, nu pot zic am unul, am mai mulți. De la fiecare fur câte ceva. De la cine ai mai furat, Andrei? Mie mi-a plăcut... Meserie, bineînțeles. Sigur. Mie mi-a plăcut foarte tare luptătorii de categoria grea. Badr Hari, luptătorul nostru român, Daniel Ghiț. El a luptat în Glory, da? Da. Gohan Saki. Boneaschi, când era el. Alexandrule? Eu aș vrea să ajung pe podium la concursul Street Workout. Nu contează cu ce loc. Sau măcar să merg, să văd cum e. Să câștig experiență. Vă mulțumesc artiștilor și magicienilor pentru că ați răspuns afirmativ invitației noastre de a participa astăzi în emisiune în studioul Cromtel și sunt sigur după, sau nu sunt așa sigur, dar sper că după ce veți câștiga anumite concursuri, lupte, veți reveni alături de noi. Sunt Radu Munteanu și împreună cu cei trei mușchetari vă spun, descoperiți-vă spiritul sportiv.